În paradis stavrodi belto șamanien, așa vorbește Domnul pentru voi, turmă mică, iată că sunt prezent aici, zice Domnul, și mă îndur și abradomenadie chiar de cel care, iată, deseori și-a întors spatele spre mine, zice Domnul. Dar iată care vine cu smerenie și cu căință, stămână, gradu și venin, mă îndur din nou, zice Domnul, pentru că sunt îndelung răbdător și bogat în bunătate, zice Domnul. Iată, spun astăzi, să bradu și menegol tu menadie, sunt două feluri de poveri care le duc unii, stămână, bradu și menien. Unele sunt pentru că ce-au intrat sub blestem și mâna goltumenadie, sub neascultare și de aceea, iată, și protimenadie cele n-au încătușat sufletele lor și povara pasă, ste mâna goltos și menie. Astăzi spun că cei care știu și cunosc locul de unde au călcat și protimenadie, strâm și iată au călcat, zice Domnul, după inima lor, să protivenadie, să se căiască și să ceară, iată, putere să se ridice, ștămână, băultu și menin, și eu sunt cel care voi da eliberare, zice Domnul. Iar iată sunt alte poveri, stă protivenadie, care sunt îngăduite de mine, zice Domnul. Pentru modelare, pentru curăție, să brodi beltul și menie și pentru gaurul, să fie curății de scură, zice Domnul. Iată ferice de cei care nu taie din cruce și ferice de cel care rabdă ispita. Și dacă să mă găsi curat, zice Domnul, m-a primit cu luna vieții. Paradis, tămâna, goltul și menie. Iată că sunt unele suflete care nu înțeleg de ce nu s-au împlinit unele lucrări, zice Domnul, iată, stămâna, goltul și menier. Unii nu m-ați îndeplinit partea sa, bradomenadie, iar pentru alții încă nu a fost timpul și vremea și hotărârea de sus. De aceea vă spun, sfințiți-vă unul fiecare în parte. Căutați-mă mai mult și veniți la izvorul care curge, căci iată, sunt cel care dau cu mâna largă, zice Domnul, să brădu stămani și nu, urechea mea nu este închisă la cel care mă strigă din inima curată, zice Domnul. De aceea vreau să ridic, să brodi menatie, iată o ceată de suflete, zice Domnul, și să le folosesc cu putere, dar aceste suflete vor fi sincere, pentru că mă iubesc pe mine, zice Domnul, și nu caută motive să protimenadie, și iată primul loc să protimenadie sunt eu în viața lor, de aceea să mă proslăvesc cu o mână de oameni, această lucrare, zice Domnul. De aceea căutați unul fiecare parte, ca să trăiți în smerenie, ca să trăiți după voia mea, zice Domnul. Și iată că cel care se va speri va fi înălțat, și cel care mă va căuta cu inima sinceră și curată, va fi ridicat, zice Domnul. Să brădușă mâna gol dominatie, ferice de cel care are inima întregită și dăruită mie, zice Domnul, căci iată voi sfinți și casa lui, zice Domnul, paradistă brodișă mâna gol dominatie. Am trecut de la inimă la inimă și iată că unele inimi s-au mulțumit. În niciun zi din viața lor să protimenadie. Iată că eu cer o inimă sfințită și mulțumitoare, care este o plăcere înaintea mea, zice Domnul. De aceea mulțumiți în toate lucrurile, căci iată vor veni vremuri mai grele și vreau să mă pregătesc.
plătesc pentru acele zile ca să puteți să rămâneți în picioare și ca să nu plecați de lângă mine, zice Domnul Stabraidus și Benegoldus Shamanien. Ferice de cel care mă pune pe primul loc în viața lui, căci iată-l viu sunt că voi purta de grijă toate celelalte lucruri, căci cura Domnului a vorbit, amin, amin.